Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Viața ca o scenă. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare sâmbătă dimineața, începând cu ora 9, ne bem cafeaua împreună, avem bună dispoziție și pentru că este weekend, ne-am gândit să avem invitată astăzi pe nimeni alta decât Raluca Sterea, care este psiholog și director de resurse umane. Îți spunem bine ai venit în emisiunea noastră! Bine v-am regăsit! Uite, după ceva timp mă aflu într-un studio. Da, după cât timp? A trecut ceva vreme? Da, cred că a trecut aproape un an, zic eu, de când n-am mai fost la emisiune. Și mă simt onorată și în același timp cumva îmi vine așa o energie bună fapt că pot împărtăși cu voi câteva gânduri. Energie bună, pozitivă, transmiți și tu, iar în momentul în care m-am gândit să te invit în emisiune, mi-am spus că ești persoana perfectă pentru o sâmbătă frumoasă, pentru informații utile pe care le poți transmite telespectatorilor și nu întâmplător ești aici și vei vedea de ce. Mulțumesc tare mult pentru gândurile frumoase. Noi ne știm de mult timp și știu că întotdeauna te-ai ocupat, te-a preocupat practic latura spirituală, având în vedere spirituală, dezvoltarea personală și faptul că ești psiholog, știi mult mai... îți vine mult mai ușor să vezi situația și să găsești rezolvări în anumite circumstanțe. Suntem în decembrie, luna cadourilor. Da, este o lună specială, frumoasă, cu o încărcătură energetică pozitivă. Cum vezi tu luna decembrie? Da, pe lângă faptul că suntem în postul Crăciunului, eu văd o lună tare importantă pentru noi toți. E o lună a recunoștinței, pentru că postul Crăciunului e de altfel un post al recunoștinței și al bucuriei, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și poate un moment în care cu toții ne putem gândi la cât de binecuvântați suntem. E un moment în care toți am putea să practicăm câte ceva pentru a avea acea curățire interioară, da? Specifică postului nostru tradițional, pe de o parte, pe de altă parte, pentru că vin sărbătorile și cu toții suntem mai buni, mai generoși unii cu ceilalți. Exact. Ar trebui să fim așa tot anul. În fiecare zi ar trebui. Da, nu doar în postul Crăciunului sau în posturile de peste an. Dar e o lună care încheie un an și în care ne putem fixa câteva gânduri frumoase și pentru anul următor. Da? E o perioadă pe care eu cred că de câțiva ani o văd tare valoroasă pentru mine, pentru copii, pentru că facem mult mai multe activități decât de obicei și bănuiesc că toată lumea în sfârșitul de an are pe lângă, eu știu, evenimente, mă refer petreceri și fapt că de sărbători ne întâlnim cu toții, alergăm mai mult, da, unii spre ceilalți. Da, Crăciunul este sărbătoarea care unește familiile. Exact. E o perioadă în care ne gândim mai mult, zic eu, la suflet, la copii, la familie, exact cum spui și tu, și în care putem face mai multe lucruri pentru ceilalți. Și pentru că tu spuneai de dezvoltarea personală, într-adevăr, dezvoltarea personală, unii din noi o înțeleg sau le se pare așa ce-o fi cu dezvoltarea personală. Dezvoltarea personală nu înseamnă cine știe ce metodologie, ci sunt practici pe care cu toții le facem, noi știm că se cheamă dezvoltare personală. Da? Recunoștința, de exemplu, e o formă de dezvoltare personală sau o practică. Cum vezi recunoștința? Ce înseamnă exact să fii recunoscător? Înseamnă să mulțumești, da, celui de sus pentru tot ceea ce ți-a dăruit. Da? Să ai acea stare de mulțumire pentru ceea ce ai primit, da? Ca și practică recunoștința, ca să zic să fiu utilă astăzi într-o zi de sâmbătă, sunt metode foarte simple de a practica recunoștința. Cum ar fi? Dintr-un... poate fi un banal SMS, nu știu, puteți să faceți un experiment, să scrieți un SMS
unui prieten drag sau cuiva căruia vreți să-i mulțumiți pentru ceva ce v-a dăruit sau v-a ajutat, da? Poate că nu sunteți nici în relații foarte bune cu acea persoană, dar totuși simțiți că ați vrea să-i mulțumiți sau să-i bucurați, să-l bucurați cumva sau să-i faceți ziua mai frumoasă. Și vă recomand să scrieți un SMS scurt, îți mulțumesc că m-ai ajutat cu tare chestie sau părinților, mamei, tatălui, cuiva plecat din țară, nu știu, cineva care vă vine în gând, și trimiteți un SMS. Sigur va fi o surpriză, de exemplu dacă e o persoană pe care nu ați văzut-o de mult sau nu ați comunicat cu ea de mult și după aceea să-i scrieți lui Marc sau mie ce efect a avut, da? Să mulțumiți printr-un mesaj. Mai există și alte modalități. Modalități a scrie într-adevăr o scrisoare de mulțumire sau a merge către cineva, da? Mă refer, a face o vizită cuiva, bunicilor la țară și a-i surprinde prin a merge pur și simplu și a le mulțumi pentru ceea ce au făcut pentru voi. De obicei rudele, da, pe care le vizităm atât de rar și ne aducem aminte doar când sunt sărbătorile sau zile de naștere și atunci, wow, e ziua, să sun. De obicei, ziua, așa, de obicei așa se întâmplă, dar da, o putem face oricând. Deci, plus, metoda cea mai simplă cu care poți să-ți începi ziua sau să-ți închei ziua, da? Poți să fie la începutul zilei, fie seara, scrieți pe o foaie de hârtie, da? Asta e iarăși un exercițiu de dezvoltare personală, fie puteți să faceți și mental, câteva persoane cărora, da, le sunteți recunoscători și pentru ce? Sau lucrurile pentru care sunteți recunoscători de peste zi. Sunt recunoscător șefului meu că astăzi m-a încurajat să finalizez acest proiect. Bine, dacă s-a întâmplat asta, dacă nu, măcar să fiți recunoscători că v-a susținut sau că vă plătește salariul, că și asta e important, da? Sunt recunoscător soțului meu că m-a ajutat cumpărături, sunt recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dăruit copii minunați sau că au avut note bune la școală, sau unui prieten, da? Făceți-vă acest obicei. Bine, de obicei practica nu, să zicem, dezvoltarea personală a acestor exerciții, că e vorba de recunoștință sau alte noi obiceiuri pe care vrem să le implementăm, ar trebui să dureze după unii, cel puțin 21 de zile, dar eu recomand o lună, da? Dacă practicăm o lună de zile, în fiecare seară, ne găsim 50 minute înainte de culcare și mulțumim pentru ceea ce am primit peste zi oamenilor care ne-au ajutat în acea zi, credeți-mă, energia, bucuria, încrederea în noi va crește de la zi la zi. Și o să vedeți cum vă simțiți după un timp practicând acest exercițiu al recunoștinței. Asta e o formă, să spunem, oarecum pasivă, dar puteți realmente să faceți acțiuni semnificând vizite, a surprinde pe cineva, face un cadou, nu doar de sărbători. Haideți să facem tot postul Crăciunului sau tot anul sau de câte ori simțim că noi nu avem suficientă energie, entuziasm. Ce se întâmplă? Recunoștința pe de o parte și mai există o practică pe care cred că din voi mulți o știu. E cea a generozității. Generozitatea, iarăși, e o formă de dezvoltare personală. Și probabil cu toți ați observat că oamenii bogați Dăruiesc foarte mult. Bine, acum nu vreau să mă gândesc la acel altruism egoist. Mă refer la acele persoane care dăruiesc într-o anumită perioadă sau pentru publicitate. Sunt și așa și așa. Dar, în general, oamenii bogați au această practică. De altfel, vine și din credința noastră. Știți că e zeciuiala, da? A zicea parte să o dăruim celorlalți. Da, e o lege, da? Biserica Adventistă practică, da, acest lucru și e minunat pentru că în viețile oamenilor se vedea bunăstarea. Absolut, dar eu cred că e, cum să vă zic, că e esența, da? În momentul în care tu primești ceva, parte să dăruiești și celorlalți.
Ce se întâmplă? Momentul, generozitatea, momentul în care tu ești generos, vei fi mai fericit. Da? În creierul nostru se produce o substanță care ne aduce starea de fericire. Dăruind, da, dăruind, noi suntem mai fericiți. Da? E o practică, uite, pentru luna decembrie, extraordinar de bună. E momentul perfect, practic. Da, sunt foarte multe proiecte. Am văzut chiar și în oraș. Sunt proiectele susținute, cum e shoebox-ul, care au fost în fiecare an. Plus am văzut acum, chiar mă uitam ieri luni, copiii de la școală, un proiect afișat chiar la intrarea școlii pentru copii, se fac colecte de diverse obiecte și părinții pot dărui. Copiii mei sunt la școala Alexandru Ioan Cură. Chiar am văzut în intrare și m-am bucurat. Zic, ia uite ce frumos, în alți ani erau inițiatori de proiecte, dar fapt că școala se implică mai mult, îi învață și pe copii această generozitate încă de mici. De mici. Da. Să o practice. Exact. Să o practice. Mie mi-a fost greu. Mulți părinți spun, ok, dar cum îl fac pe cel mic să desprindă de câteva jucării? Ei, vă zic cum am făcut eu cu ai mei. Da, la început, cu cât sunt mai mici, cu atât e mai greu, să zic, să dăruiască, dar ce e frumos e să mergem împreună cu copiii sau copiii să vadă acei copii cărora le dăruiesc lucruri. Deci vă zic că în situația mea care practic acest lucru de 3-4 ani cu copiii, de când copiii mei au 4-5 ani, da? De la an la an ei s-au schimbat. Deci deja ei știu că noi vom merge de Crăciun să dăruim, da? Și încep acțiunea de sortare de lucrușoare și jucării. Cel mic, bineînțeles, mai rezervat și mai atașat de obiecte. Exact. La început dăruia cu greu 1-2 lucrușoare. Mergând în familie și văzând copiii cărora le-am dăruit lucruri, cât de bucuroși au fost și cum ne-au așteptat, pentru că ei ne așteaptă, deja e un ritual an de an să mergem la ei și ei ne așteaptă cu un colind. Ce frumos, se pregătesc și ei în acest sens. Da, exact, s-a creat acea conexiune și sunt convinsă că din telespectatorii voștri sunt oameni care fac acest lucru și știu ce spun, dar cei care n-au făcut-o vă recomand să o faceți, să vedeți licărirea din ochii copiilor cărora mergem să le dăruim și bucuria cu care ei ne așteaptă, parcă, știți cum e, fapt că noi le ducem câte ceva, dulciuri, jucării, hăinuțe, rechizite, mi se pare puțin lucru pe cât de mult ne dăruiesc ei nouă acea bucurie a lor sufletească, fapt că s-a creat această legătură între noi. Practic, bucuria pe care le-o creez îți umple și ție sufletul. Exact. E un schimb de energie. E un schimb de energie pozitivă. Dar așa copiii au învățat și știu cât de important este să dăruiască și ei deja vorbesc despre acest lucru. Cu surprindere vă spun că anul acesta procedura a început mai devreme decât în anii anteriori, pentru că în momentul în care noi vorbim în casă de Crăciun, de sărbători, de toate aceste, dar o să facem prăjituri anul acesta, dar mergem la copii anul acesta, facem pachetele anul acesta, ei deja când s-a semnalizat că suntem în perioada sau o să vină sărbătorile, știu că avem acest ritual. Și de la an la an au devenit și ei mai atenți, mai generoși, mai bucuroși în a dărui lucruri. Dacă la început David, al meu, când sortam jucăriile, avea tendința de a dărui jucării care erau stricate, n-aveau o roată sau... Și am spus, David, da, dar totuși nu putem să mergem să dăruim lucruri care nu sunt complete. Cum un copil se poate juca? Eu înțeleg că vrei, mai degrabă o aruncăm și dăm o jucărie, alegem cele mai, să zic, pe care, cu care nu te joci și face
facem acest cadou, copilul care îl primește să fie bucuros. Și facem pe vârste, oarecum, pachetele și mergem și le dăruim. Au fost ani în care am dăruit inclusiv bladul de Crăciun unei familii. Cum a fost? Vă dați seama, o surpriză pentru cei cărora a mers. Și o spun, cu atât de multă bucurie, pentru că de la an la an, cred că și noi ca familie, eu, Daria și David, am devenit mai creativi. Și ne dăm seama, eu îmi dau seama cât de norocoasă sunt, că am avut un mentor, bine, am avut câțiva mentori care mi-au adus în practica mea sau în obiceiurile mele acest mod de a funcționa prin a dărui și a fi recunoscător, da? Interesant, da. Și în același timp util, pentru că făcând bine celorlalți, fericirea e maximă pe care o experimentez. Exact, da. Mai împărtășește-ne din secretele. Secretele. Nu sunt musai niște secrete. Sunt lucruri pe care le-am descoperit. Să conștientizăm, împreună practic cu mentorii pe care i-am avut în decursul timpului. Uite, dacă ani în urmă aveam un anumit stil de viață sau puneam accentul pe a ieși cu prietenii, nu știu, în perioada aceasta am întâlnit cu oameni. Da. Așa, acum pot spune că nu, stai că nu mai ies cu prietenii, oricum ies. În această perioadă a postului sau în luna decembrie îmi rezerv timp pentru mine. Îmi rezerv timp pentru a mă ruga mai mult. Și povesteam că în ultima perioadă, să zic, în ultimii ani, am descoperit cât de important este să începem fiecare zi cu o rugăciune. Nu doar în post, dar cât de mult se schimbă ziua ta în momentul în care încep prin a te ruga, da? Rugăciunea este o modalitate. E o modalitate, o formă, să zicem, de meditație, spun unii, dar e o modalitate prin care noi ne putem crește nivelul energiei. Sunt mai multe modalități prin care noi ne putem crește nivelul de energie, cum e asculta muzica clasică, a citi, da? A face meditații, evident, dar rugăciunea e cel mai simplu. Da, cea mai simplă practică prin când ne simțim fără putere, fără vlagă, pentru că perioada poate fi o perioadă oricum grea și plină de ispite, de încercări, da? În momentul în care noi ne rugăm, deja energia noastră se schimbă. Dumnezeu ne dă puterea de a înfăptui lucruri frumoase peste zi. Da? Și începem cu practica rugăciunii. O să vedeți că ziua noastră capătă o altă, eu știu, intensitate în ceea ce facem. Lucrurile se așează altfel. Dumnezeu ne dă gândurile de care noi avem nevoie să ne continuăm niște acțiuni, să ne finalizăm niște proiecte. Ba din contră, o să vedeți că vin către noi tot felul de provocări și mici realizări. Vreau să te întreb puțin, spunând și continui subiectul, da. Cer scuze, referitor la acest lucru, știu cum există o practică pe care și eu o folosesc, dimineața îmi programez ziua cu afirmații pozitive și observ că pe parcursul zilei respective mi se întâmplă lucrurile pe care mi le propun. Nu în totalitate, 100%, dar un 80% bucuria, realizarea lucrurilor pe care mi le-am propus, oamenii pe care mi doresc să-i întâlnesc în viața mea, oameni pozitivi, oameni care mă influențează în bine, constructivi, se întâmplă, îi văd cam ziua mai bună, iar seara îmi dau seama, privind în urmă cum mi-a decurs ziua, a fost super frumoasă ziua, exact cum am dorit-o. Asta e o altă modalitate. Exact, dincolo, da, de ce ai povestit. Da, se numește puterea intenției sau intenția. Intră iarăși în instrumente de dezvoltare personală. Exact. Câți din voi nu v-ați pus intenții, da?
E și o practică foarte bună pentru intenții persoane, sau chiar dorințe. Îți mulțumesc. Da, intenții sau dorințe. Da? Nu știu câți dintre voi vă faceți lista cu wish. Dorințe. Ai wish, da? Am. Ai? Super. Eu fac în fiecare an, deci sunt ani în care prietenii care mă cunosc întârzi la momentul artificiilor sau petrecerea de sfârșit de an. Înainte de 12 noapte o da, faci? Da, deci o fac așa chiar eu. Pe 31. Da. Da, e o practică pe care o fac și e foarte fain pentru că la sfârșitul fiecărui an, undeva, să zic pe la jumătatea lunii, 20-25, fac și bilanțul și ce mi se întâmplă este că pe ultima ceva, da, pe o agendă și este foarte amuzant pentru că pe ultima sută de metri recitind lista vreau să mai realizez din lucrurile pe care mi le-am propus și alerg către a le îndeplini. Da, deci în fiecare an fac practica aceasta și pot să vă dau și eu niște procente. Au fost ani în care mi-am pus 10 obiective, 20, 30. Din 30 realizez cam 90 din ceea ce mi-am propus. Bine, acum nu știu exact fiecare ce obiective își pune. Eu, la mine obiectivele sunt fie legate de dezvoltare personală, de carieră, de călătorii, pentru că îmi place să călătoresc foarte mult. Nu întotdeauna reușesc să le bifez pe toate, dar eu cred că undeva un, 30-40% din obiective, cu siguranță că dacă aș fi și mai focusată și de la an la an, asta îmi propun, pe obiectivele pe care eu mi le pun, cu atât mai mult aș reuși să le ating. Dar de multe ori știți cum e viața, mai apar neprevăzut, mai apar alte priorități, mai amânăm o călătorie pe anul următor și de aceea la sfârșitul anului se mai schimbă intenții. Din priorități. Da. Plus că toți știm, dar oricât de mult noi am lucra în planul acesta al intențiilor, gândurile noastre bune, pozitive, să le așezăm pe hârtie, să ne punem aceste intenții, Dumnezeu știe cel mai bine ce e bine și ce nu e bine pentru noi. Da? Înainte de toate este El, bineînțeles și noi, care ne punem gânduri frumoase. Da? Pentru Dumnezeu știe, da? Știe ce e bine și ce e rău. Dar mai este o chestie, ai grijă ce-ți dorești. Absolut, ai grijă ce-ți dorești. Absolut. De obicei și tu știi dacă faci această practică, în momentul în care noi emitem un gând, da, să fim foarte atenți. Cu cât el este mai specific, cu atât este mai bine. În sensul specific, semnificând să fie bine definit cine, ce, cum, unde, când. Și eventual să fie pe măsura puterilor noastre, da? În momentul în care noi ne propunem ceva, trebuie să ne cunoaștem un picuț pe noi. Nu putem să ne propunem niște lucruri extraordinare, pentru că nu, știți, îmi doresc un Mercedes, de exemplu. E un lucru material, da? Nu, musai că mi-aș dori un Mercedes, dar e o prioritate pentru mine, da? Da, se zice că universul este ca un catalog deschis, plin de posibilități, pe care tu trebuie... Bine, și limita, de fapt ne limităm singuri. Da, dar hai să-ți spun un lucru, da? Să zic, ne punem minut. O intenție sau poate unii din voi se gândesc, bă, uite, îmi pun intenția asta și închid ochii și când îi deschid mă uit pe geam și a răsărit un Mercedes în fața casei. Nu despre asta este vorba. Ok, putem să ne punem o intenție și după care trebuie să trecem la acțiuni concrete înspre realizarea obiectivelor. Ok, îmi doresc un Mercedes, cât costă Mercedes? Costă. Să zic că le iau la mâna a doua, dorința, poate să poți dar de mai trebuie puțin. Să faci pași să pentru faci realizarea pași și lucru. Să transpui acele obiective pe care tu ți le notezi în seara de 31, să le transpui în acțiuni concrete, da? Îmi doresc o călătorie, da? O călătorie, să zic, că să urc Rarăul, anul acesta sau anul viitor, da? Ei, ce am nevoie pentru acea călătorie? Cam cât m-ar costa? Păi, nu știu, m-ar costa cazarea, m-ar costa echipamentul, ar trebui totuși să mă antrenez din timp și atunci pot să-mi propun, să spunem, în luna mai să urc Rarău, da? Până în luna mai, da, am 5 luni în care eu trebuie să mă pregătesc pentru acel obiectiv. Semnificând, să-mi pun, nu știu, câte 100 de lei deoparte ca să nu-mi fie foarte greu în momentul în care plec, nu am nicio resursă financiară. Dar dacă eu mi-am pus intenția
la sfârșitul anului 2019 și cred că mai 2020, exact, va fi mult mai ușor dacă eu lună de lună mă pregătesc pentru acel obiectiv. Asta e secretul, de altfel, reușite, pentru că mulți nu cred, zic că, a, uite, câte dorințe îți pui, dar chiar crezi că o să se întâmple? Da, eu chiar cred, pentru că dacă lucrez, da, și fac acțiuni în acel sens, ele se vor și întâmpla. De ce? Pentru că nu pur și simplu le-am scris și am uitat de ele, ci le transform într-un plan de acțiuni și pas cu pas lucrez pentru a le îndeplini. Trebuie, da, să te întrerup. Discuția noastră este, da, foarte frumoasă, stimați telespectatori. Revenim după pauză de publicitate. Stați alături de noi!